Vă propun să facem o călătorie în noua era designului. Și pentru asta am să vă spun de unde am început. În Izmir, Turcia, a început călătoria mea, acum 10 ani. Atunci când am participat la primul proiect de voluntariat, și întâmplare sau nu, a fost despre probleme de mediu, despre protecția mediului și despre cum putem să facem ceva mai bun pentru planetă. Și apropiindu-mă de prezent, știind că urmează să vorbesc la TEDx, evident că am început să mă pregătesc și să dau o formă discursului. Inițial, plănuiam să vorbesc despre cât de important este designul, grafic mai ales, în succesul în business. Apoi am descoperit această carte, care se numește Design pentru lumea reală. Și mi-am dat seama că e mult mai important ceva dincolo de designul grafic, ceva de dincolo de ce este doar la suprafață. Și pentru asta vreau să vă citesc un paragraf din carte. Este chiar paragraful care deschide primul capitol. Toți oamenii sunt designeri. Tot ceea ce facem, aproape tot timpul, este design, pentru că se află la baza tuturor activităților umane. Proiectarea și modelarea oricărui act în scopul obținerii unui rezultat previzibil, dorit, constituie procesul de design. Orice încercare de a separa designul, de a-l individualiza, contrazice ideea că designul stă la baza vieții. Design înseamnă să compui un poem, să faci un zid, să pictezi o operă de artă, să scrii o compoziție muzicală. Dar design înseamnă de asemenea și să faci ordine și curățenie într-un sertar de birou, să extragi un dinte afectat, să coci o plăcintă cu mere, să alegi membrii unei echipe pentru un meci de baseball televizat sau să educi un copil. Vorbim despre nou și o să vedem imediat ce înseamnă, dar întâi să vorbim despre vechi. Să vedem ce a făcut designerul până acum. Ce făcea designerul până astăzi, mai ales dacă era designer grafic, precum subsemnatul, așadar eu o poveste personală în acest discurs, se preocupa de logo, totul pleca de la logo și după ce desena un logo frumos de care era mândru și el și clientul, ajungea să dezvolte mai departe materiale precum cărți de vizită, website, foi cu antet și, sub un nume foarte pompos, sistemul de identitate vizuală. Însă, lucrul pe care ar trebui să-l facă un designer ca să fie cu adevărat semnificativă munca lui, este să se concentreze dincolo de acest nivel de suprafață. Și anume, noul designer trebuie să se concentreze și pe procesele de business. Materiale, etică și cheia prezentării, mediu și sustenabilitate. Punctul în care vreau să ajung este că am identificat 5 probleme actuale ale mediului, probleme cu care ne confruntăm, fie că realizăm asta sau nu, dar ele se întâmplă. Prima dintre ele este încălzirea globală. Ceea ce vedem în acest grafic este evoluția nivelului de gaze cu efect de seră din atmosferă, undeva de la începutul anilor 1990 până în prezent. Dacă ar fi să facem câteva predicții, să vedem ce se va întâmpla pe viitor, avem 3 scenarii mari și late, și anume, dacă suntem responsabili și încercăm să reducem gazele cu efect de seră pe care le emitem în atmosferă, avem o șansă să ne păstrăm undeva în zona de maxim 2 grade creștere globală a temperaturii. Dacă totuși încercăm să limităm, dar nu ne iese atât de bine, ne ducem spre 3,7 grade și dacă nu, ne pasă deloc. Nu vreau să spun că ne ducem spre apocalipsă, dar clar vine sfârșitul lumii, într-o formă sau alta, pentru că 5 grade Celsius, o creștere globală a temperaturii, este incredibil de mare. A doua problemă, degradarea solului. Problema pe care o avem aici este că am reușit să degradăm o treime din solul planetei. Și asta se traduce foarte simplu într-o provocare incredibilă pentru a treia problemă, și anume suprapopularea. Nu doar că avem mult mai mulți oameni de hrănit, dar avem și resurse mai puține pentru a face asta. Dacă ar fi să ne imaginăm un pătrat cu latura de un kilometru, în 2018 am avea 50 de locuitori pe care să-i distribuim în acel spațiu. Dar în 2055 ar trebui să mai adăugăm 16 oameni și încă un pic, 70% din un alt om. Imaginați-vă
desenul nu este la scară, dar totuși faceți un exercițiu de imaginație că orice înseamnă mai mult în același spațiu înseamnă puțin disconfort, măcar puțin disconfort și evident o presiune mai mare asupra noastră a tuturor. Cea de-a cincea problemă este una cât se poate de zilnică. Este o problemă cu care ne rovim de atunci de când ieșim din casă până când ajungem la birou. Suntem experți în a polua aerul, în a polua solul și în a polua apa. Și nu doar atât, am reușit să facem gunoi, suntem atât de productivi, dacă cineva se întreabă la ce suntem cu adevărat productivi, este să facem gunoi. Am făcut gunoi în spațiu. Ceea ce vedeți aici este o simulare a ceea ce există în prezent pe orbita Pământului în materie de deșeuri și resturi ale sateliților sau rachetelor pe care noi le-am trimis în spațiu. Așadar, seara când vă uitați pe cer și vă așteptați să vedeți stele, s-ar putea să vedeți și niște gunoaie, nu doar stele. Acum, să trecem la noul designer. Ce înseamnă, de fapt, acest nou designer? În condiția în care am setat la început cadrul că toți suntem designeri, unii cu titlul pe cartea de vizită, alții pe lângă meseria pe care o au în mod curent. Așadar, vă propun o schimbare de setare mentală. Și anume, lucrul la care să ne gândim să fie analiza ciclului de viață. Iar dacă ar fi să punem în centru, am pus generic brand, dar putem să ne gândim că este absolut orice. Noi ca persoană, noi ca angajați, noi ca antreprenori, firma, statul, orice poate fi pus în centru. Și primul punct din care plecăm este extragerea materiei prime, locul de unde începem să ne apucăm de treabă ca să producem ceva comercial, evident. Al doilea punct din acest circuit al vieții este producția. Locul în care de obicei se întâmplă cel mai mare impact asupra mediului. Dacă totuși reușim să luăm resursele naturale fără a afecta prea mult mediul, e bine, în partea de producție reușim să poluăm incredibil de mult. Cel de-al treilea punct, ambalarea, este un loc în care mai avem nevoie de niște resurse, pentru că de cele mai multe ori ambalajele sunt fie din plastic, fie din hârtie și asta înseamnă că iarăși avem un impact asupra mediului. Apoi urmează transportul, trebuie să ducem acele produse incredibile pe care noi le facem către clienții noștri. Penultimul pas este utilizarea propriu-zisă a produsului. Odată ce am reușit să punem în mâna utilizatorului produsul nostru, este de datoria lui să-l folosească cu maximă responsabilitate. Doar că anumite produse mai poluează și atunci când sunt folosite. Gândiți-vă la mașinile cu motor termic versus mașinile electrice. E cel mai la îndemână exemplu. Și ultimul pas, sfârșitul vieții. Din fericire, nu pentru noi oamenii, nu încă, ci pentru produs, pentru că, evident, la un moment dat trebuie să se termine și utilizarea acelui produs. Așteptăm cu toții în fiecare an evenimentul Apple în care se lansează un nou iPhone, spre exemplu. Și momentul în care vom înțelege că, indiferent de felul și de limitele sistemului nostru pentru care analizăm acest ciclu al vieții, trebuie să ne dăm seama că, la un moment dat, de fapt, facem parte dintr-o rețea. Și această rețea este formată din mai multe astfel de cicluri de viață. Și ce putem să înțelegem, de fapt, care e toată morala poveștii, indiferent de punctul în care ne aflăm, putem să facem ceva care să producă un efect mai departe, cu impact pozitiv sau cu impact negativ. Ține doar de noi. Și vă propun trei întrebări la care să meditați și indiferent, repet, sunteți designer cu titlul pe cartea de vizită sau sunteți cu orice altă meserie, pentru că profesorul e un fel de designer de educație, economistul sau contabilul e un fel de designer de bani. Deci până la urmă toți suntem designeri, așadar toți putem îmbunătăți ciclul vieții produselor sau serviciilor pe care le facem, iar cele trei întrebări pe care vi le propun sunt următoarele. Cum pot reduce
ce pot face ca impactul meu să fie minim încă de la început? Pot reduce resursele, resursele pe care le folosesc, pot reduce curentul, pot reduce orice. Cea de-a doua întrebare este cum pot îmbunătăți. Ce schimbări mici pot să fac astfel încât procesul meu să fie cât mai prietenos cu mediul? Și cea de-a treia întrebare, o întrebare pe care foarte mulți dintre noi, din păcate, nici individual, dar nici dacă suntem firme, nu ne adresăm această întrebare, cum pot refolosi? Sunt foarte multe produse care nici măcar nu sunt gândite după momentul în care nu mai sunt folosite. Pur și simplu sunt produse, profitul este tot ce contează și orice altceva este secundar. Așadar, gândul nou pe care vi-l propun astăzi este să deveniți voi înșivă noi designeri și împreună să putem contribui la o schimbare. Pentru că provocarea generației noastre, mie asta mi se pare că este, să ne reducem impactul asupra planetei. Am citit o postare pe Facebook care mi-a rămas în minte, și anume că nu planeta va fi distrusă, ci omenirea prin propriile acțiuni. Știu, e al doilea discurs, trebuia să fiu optimist. Dar asta e realitatea. Datele ne-au adus până aici. Vechiul design ne-a adus în punctul în care riscăm să ne punem noi înșine sănătatea în pericol, pentru că am distrus suficiente specii de plante și animale, am afectat considerabil mediul, am poluat și în spațiu și totuși nu vrem încă să acționăm. Cred că de acum și de aici, dacă e să plecați cu o singură idee care merită împărtășită, este că putem contribui împreună, fiecare individual și în întregime, pentru a proteja planeta și a oferi mai departe, într-o stare sănătoasă, generațiilor care vin. Mulțumesc!